Noi detalii despre atacul tâlhăresc de la Drochia. Patru tineri cu vârste cuprinse între 22 și 24 de ani au fost reținuți, suspectați că au intrat în casa celor doi soți din Drochia. Aceștia ar fi pătruns în locuința unui fost șef de filială bancară, de unde au furat bunuri de peste 45.000 de lei, dar și o armă de foc. În cadrul unei conferințe de presă, șeful Inspectoratului General al Poliției, Alexandru Pânzari, a declarat că oamenii legii au înaintat mai multe versiuni ale celor întâmplate, iar una dintre ele a putut fi demonstrată prin probe. Astfel, forțele de ordine au efectuat 8 percheziții la 5 persoane suspecte. În urma percheziților, de la membrii acestei grupări, au fost ridicate corpuri de lichte, inclusiv hamuturi de masă plastică, a fost depistat pistolul ridicat de la fața locului, au fost ridicate telefoane mobile, cartele SIM, alte bunuri materiale care prezintă interes pentru cauză penală. Astfel, patru tineri, toți din nordul țării, au fost reținuți pentru 72 de ore, iar procurorii au înaintat pe numele lor mandate de arestare. Pânzare a mai menționat că toți suspecții au fost judecați anterior pentru diferite infracțiuni și chiar au făcut pușcărie pentru faptele comise. Ați făcut să cagna? Mai mers. Că cum gădu? 18. Ce sloc acui? 17. 17 mai ați făcut să-ți cacui tiurmă? 17. Să cacui? 17. Ișov, cacii tiurmă la Kazani? Во второй 16-13. Вторая тюрьма, город какой? Икан. 16-я тюрьма? Кишинев. И 13-я тоже Кишинев. Да. Amintim că în noaptea de 26 ianuarie, doi soți, ambii în vârstă de 77 de ani, au fost legați de persoane necunoscute care au intrat în locuințe cu cagule pe cap, iar din casă le-au furat bunuri în valoare de 45.000 de lei, iar din safeu a fost furat un pistol de tip Makarov. Dacă vina suspecților va fi dovedită, aceștia riscă până la 10 ani de pușcărie.